Pe Transfăgărășan este încă vreme de iarnă, deși peste două săptămâni drumul ar trebui deschis circulației. Drumarii au nevoie de freze și escavatoare pentru a muta din loc nămeții care ajung și la 8 metri înălțime. Substratul de zăpadă este gheață, iar muncitorii spun că uneori nu văd nici la 5 metri distanță și se pot trezi în fața prăpastiei. Pe Transfăgărășan șoseaua este din nou blocată de zăpada viscolită. Doar frezele pot trece. Este nevoie de escavatoare și basculante pentru a muta munții de zăpadă zdrobiți de freze. Un strat proaspăt de zăpadă s-a așternut și azi în Făgăraș. A început să ningă din noaptea de duminică spre luni, iar la Bălalac este atât de frig încât zăpada nu se va topi prea curând. Intervenția pentru dezăpezire este realizată în totalitate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov. Transfăgărășanul, pe sectorul DN7C dintre Piscu Negru și Cabana Bâlea Cascadă, este închis circulației rutiere din luna octombrie anului trecut pentru toate categoriile de autovehicule rutiere. Drumarii speră să poată fi deschis pe 1 iulie, așa cum este programat.